zero profesie, zero experiență de muncă și zero obligații. Unde, cine e ăla cu zerourile astea la dispoziție? Că în secunda în care unul dintre elementele astea se modifică, el trebuie să se găsească în plata muncii și nu se găsește. Pe urmă, munca nu este evaluată. Știați că, de exemplu, într-un studio ca ăsta unde aveți o emisie de unde foarte periculoase din multe puncte de vedere, dumneavoastră trebuia să aveți niște bani în plus, pe care nu știu dacă îi aveți. Dar dacă nici legea nu vă apără, ce e nebun patronul să zică, te-am să-ți dau eu? Pff, nu zice legea, pa! Și la revedere! Deci, iertați-mă, eu nu sunt o melancolică sau cum îi ziceți, dar până în 90, până la Revoluție, asemenea situații nu se găseau. Bine, nici șomaj. Că nu te plimbai pe stradă la orice voră, vrei să nu te întrebe nimeni tu ce faci, înveți sau muncești. Te lua de mod, te băga în dubă, categoric, în aminuțele acelea și te ducea la un serviciu, îți găseau ei. Într-adevăr, vreau să vorbim și despre Petre Roman, spune că are o pensie mică, el primește de la stat suma de 10.000 de lei. Bani la care unii români nu au curajul nici să viseze după o viață de muncă. Este un abuz sau nu? A avut niște posturi, a avut niște... În primul rând, el a avut o salarizare bună și ca profesor universitar. Pe urmă a fost prim-ministru. După ce a fost prim-ministru, nu a fost chiar nei ca nimeni așa a plătit cu 3 lei. A mai avut niște funcțiuțe pe acolo, care erau bine plătite. Și în străinătate, tocmai a avut contracte de muncă și în altă parte. Vorbim de un caz special. Hai să vorbim serios. De... Domnul Petre Roman este artizanul și începătorul privatizărilor în România. E altă gâscă în altă traistă. El a fost plătit și pensia îi se cădea. De-aia eu vă spun, nu mai vorbiți doar de pensii, vorbiți și de salarii. Pentru că ele sunt legate una cu alta. Ai salarii bune, ai pensii bunuță. N-ai salarii bune, n-ai nici pensie. Da. Deci, în secunda în care se vorbește doar de pensie, se privește vârful icebergului. Dar, de fapt, icebergul e dedesubt mult mai mare. Deci, în atare situație, întâi trebuie salariile voastre aranjate cum trebuie. Și în momentul în care o să existe o producție, de exemplu, ne-am desființat industria metalurgică din niște zone istorice metalurgice, Hunedoara, Reșița. Nimeni nu s-a gândit sau n-au vrut să se gândească că acolo se găsește o avere fantastic umană. Sunt generații pe aceeași meserie. Nu știu dacă puteți să realizați ce înseamnă lucrul ăsta. Eu vă dau exemplul meu. Eu sunt a cincea generație de feroviar. Pentru mine munca mea de feroviar, care a fost foarte grea, acum realizez, atunci nu. Așa? Nu mi s-a părut anormal de condiționată și de, cum să spun, periculoasă, că mi-am semnat libertatea în fiecare zi. Așa? Pentru că eu asta am văzut acasă la mine. Și eu când mi-am exercitat meseria, eu am avut o consultanță acasă, de n-am avut treabă, mi se serveau toate soluțiile tehnice, tatăl meu fiind inventator și, mă rog, era un om extraordinar de bun. Dar asta este când ești a doua, a treia, a patra generație pe meserie, ești mult mai bine aspectat. Și noi am distrus două zone mari de metalurgiști. Pentru ce? Cui i-a folosit țara asta? Ce a avut de câștigat din așa ceva? Pe urmă, am avut industria piscicolă în Delta. Nu mai e nimic. Nu mai avem nimic acolo. Păi vă dați seama câte generații de pescari, care știau ce să, și cum să pescuiască și cum să prelucreze și cum să facă. Nu-i mai avem. Îi chinuim să mai pescuiască și acolo un peștișor, să se hrănească ei. Dar distrugem o industrie întreagă? De ce? Pentru că nici nomenclatorul de evaluare a calității alimentelor nu-l mai avem. E dat la secret de 2 ani de zile. Deci noi putem să mâncăm orice otrăvuri, că nu se întâmplă nimic. În schimb, ce producem noi aici nu este primit de oricine oriunde. Și ceea ce ni se trimite nouă aici, același produs, da, cel puțin, are aceeași etichetă, este cu totul altă calitate. Începând de la parfumuri, obiecte, da, de cosmetică. Lapte praf, vorbim de chestiuni elementare, detergenți. Ceea care... ce înghițim, da, simplu, absolut. Mâncăm, păi bugităm. Dacă nomenclatorul de evaluare a calității alimentelor e trecut la secret, producem orice.
Și înghițim orice. Vreau scurt să trecem mai departe și să vorbim și despre scandalul regal. Prințul Harry susține că prințul William l-a agresat. Prințul Harry, aflat în conflict cu familia regală britanică, îl acuză pe fratele său William că l-a trântit la podea în timpul unei dispute în 2019. Motivul, prințul a acuzat pe William că acesta a spus despre Meghan că este o femeie dificilă și nepoliticoasă. Vreau să amintesc că Harry și soția sa Meghan au renunțat la funcția regală în anul 2020. De ce aceste tensiuni între frați? De ce această răzvrătire? Acum puteți să înțelegeți ce înseamnă diferența de clasă. Chiar dacă nu dă bine să spun așa ceva, există o diferență educațională și conceptuală între clasele sociale. Sigur, populist nu e bine ce spun, dar real este. Când ești într-o familie regală, te naști, ești educat și trăiești în anumite condiții și condiționări foarte dure, să știți că nu e ușor să fii rege, că ai niște condiționări de la mâncat la masă până la strănutat în public, asta este. Prințul William a fost întotdeauna puțin mai rebel, mai neadaptat. S-a și căsătorit cu o femeie care nu făcea parte din clasa lor socială, care nici nu poate să înțeleagă condiționarea, și Diana a avut probleme, care totuși era făcea parte dintr-o familie de nobili, dar nu chiar regală. Și este greu să te adaptezi, este greu să accepti și să... Și probabil că combinația asta între un prinț puțin rebel și o femeie dintr-o clasă socială mai modestă a creat o ruptură. În primul rând, nu-ți critici familia, nici dacă ești mai puțin decât rege. Eu n-aș putea să-mi critic fratele că ne-am certat. O reglăm noi acolo în familie. El o face publică, dă bine și a crezut că scoate niște bani sau face o altfel de impresie, nu știu ce a gândit. Dar n-a gândit la nivelul unui descendent regal. A gândit la nivelul unui plebeian. Iertați-mă, nu dă bine ce spun, dar asta este realitatea. Există o diferență mare, nu poți... Să știți, acum sunt oameni care și obligați la masă să mănânce cu furculița și cuțitul, nu se satură. Ei nu sunt obișnuiți cu așa ceva, ce vrei. Îi lași în pace, unul mai mănâncă plăscăind, altul are grijă să nu... Nu toată lumea poate să facă parte din orice structură, oricând. Chiar dacă te îmblaci de la firmă sau elegant, până la urmă tot o dai pe din afară. Doamna Lovin, aveți ceva de adăugat? În mare, că na, bă, șicanele astea și bârfele, doi frați au bătut, nu știu ce, nu e nimic, nu e nicio noutate, chiar dacă e în familia regală. Problema este că este un atac la monarhie, care nu este de azi de ieri, dar acum sunt pe cale de a fi desăvârșit, de a fi desăvârșită această luptă. Și problema este că familia regală, deși care ar fi importanța, este că ar trebui să fie un model care de familie care să se propage în societate. Ori noi vedem că familia simplă este... Un model la superlativ ar trebui. De unde să luăm un exemplu? Ori noi vedem că familia în sine este sub asediu, că nu mai știi, părinte 1, părinte 2, ba sunt femeie, ba sunt bărbat, e structura ba ne căsătorim cu copaci, cu câini. Se simte în pericol când e în fața familiei, adică noi trebuie să ne luptăm, să ne păstrăm valorile astea, pentru că cei care se simt în pericol în fața unei familii sau de mamă și tată, n-avem nevoie de ei, că sunt o minoritate și nu e cazul să ne strâmbe toată societatea. Pentru că... Că n-ai să strigi mama 1, tată 2, s-a dus până la să ducă gunoiul, Iar familia este celula de bază a societății. Dacă familia ar fi cum trebuie, probabil că nu am mai avea nici atâtea cazuri de videochat, nici atâtea cazuri de prostituție. Că e și asta un aspect, faptul că jumătate din România este peste granițe. Câți copii cresc doar în familii monoparentale sau chiar prin vecini? Pentru că ambii părinți sunt plecați afară. Și atunci... Copilul lăsat de izbeliște aici, efectiv, trebuie să-și prea rolul de adult și să facă ceva. De cele mai multe ori se fac lucruri rele. Da, și din aceste familii care, așa cum spuneam, lucrează prin străinătate sau dezbinate, de acolo... De acolo pornesc toate problemele. Videochatul ar fi cea mai mică problemă. Frustrările, complexele... Da. Abandonul, da. Sentimentul de abandon. Și ajung să prezinte deformații, să fie victime sigure, da, da. Pentru că caută o chestie facilă și un făt frumos sau unul care imediat... Nu, hai să luăm așa. Primul instinct este instinctul sexual. Dacă nu știi prin educație să ți-l coordonezi, să ți-l educi, să ți-l stăpânești... Și dacă dacă nu ești educat cum trebuie, este greu, o bunică, n-ai să poți o să te autostăpânești. O să ieși pe din afară. Capacitatea asta nu are...
putința, puterea. Dar de ce îl consideră Harry pe William, de ce îl consideră dușman pe fratele său? Harry l-a descris pe fratele său ca fiind cel mai bun dușman. Din start, el pleacă în viață cu aici o problemă, este moștenirea... o chestie conceptuală. La un moment dat, William s-a prezentat și în carte se prezintă, am citit-o în câteva ore, că el a fost copilul născut ca să fie donator de organe fratelui lui. Mă rog.